Ioan, promovare istorică, ce simțiți? Sentiment plăcut, un sentiment care nu-l treci de multe ori în viață și puțin oboseală, e greu pentru că ne-am dorit foarte mult acest, să îndeplinim acest obiectiv și până la urmă l-am îndeplinit. Alin, ai și marcat asta. Am avut și eu noroc, am prins-o bine. Ce să mă, am intrat în poartă. 3-0. Cum ți s-a părut? Ai echilibrat. Primele 10 minute am avut noroc. Știință, am scris. Cum e că fii fotbalist acum la Mureșu? Nu, ne bucurăm de toată echipa, toți împreună. Liniște, am câștigat. Lasă-mă acolo. Vedem ce-o fi în Liga 3-a. Vei continua și în Liga 3-a? Mă refer la voi doi. Încă n-am vorbit nimic, o să fie discuții. Nu știm nimic. Care e mesajul lui Bratima pentru suporterii din Vincul de Jos după victoria din retur? Mesajul nostru cred că este și al meu personal de promovare. Le mulțumim pentru toată susținerea care au dat dovadă de-a lungul campionatului, au crezut în noi și asta te face mai mult. Okay. Sunteți la a doua promovare împreună. Ați reușit asta și pe Europa Alba Iulia. Jucător de bază și atunci? Da, se poate spune și așa. Prieteni de copii? Suntem oamenii promovate. Am luat un adiar. Asta e un lucru bun și sper din continuare să putem să colaborăm și pe viitor. Dacă se poate la Mureșu vin, cu atât mai bine. Având în vedere că suntem localnici, ne dorim clar continuitatea la ceva. Deci e prima opțiune pentru anul, Mureșu. Cu siguranță, ne-am simțit bine, oamenii ne-au primit bine. Oamenii au fost serioși din toate punctele de vedere. Le mulțumim pe această cale conducerii, suporterilor, autorităților și tuturor celor care au crezut în noi. Mulțumim mult!